Este din nou un apel către donatorii gorjeni. O tânără de 21 de ani are nevoie disperată de sânge. Ea este internată pe o secție ATI din capitală și are nevoie de sânge pentru a trăi. Tânăra are grupa A2 RH pozitiv. Toți cei care pot ajuta și pot dona sânge sunt rugați să se adreseze centrului de transfuzii din Târgu Jiu. Tânăra din Gorj este internată la un spital din București și zilnic are nevoie de sânge. Este o tânără într-o situație critică, din păcate, în ATI Floreasca, pentru care este nevoie de toate tipurile de preparate posibile. Este dependentă până la urmă în fiecare zi de terapia transfuzională și, exceptând ziua de ieri, în fiecare zi o ambulanță a transportat produsele necesare către București în încercarea de, până la urmă, de a-i salva viața. Este un caz disperat. Mai mulți gorjeni s-au mobilizat astăzi și au mers să doneze, însă este în continuare nevoie de sânge. Noi am beneficiat astăzi de suportul, cred că peste 30 de angajați de la Artego. Domnul director David întotdeauna deschis la problemele comunității, a auzit de acest caz și ne-a ajutat și cei de la Ultimet, și acum au început să mai vină și de la CEO câțiva angajați, tot în dorința de a o ajuta. Are 21 de ani, toată viața înainte și sperăm să treacă peste acest impas din viața ei. Donarea de sânge se face în condiții de maximă siguranță, mai ales în această perioadă de pandemie.